Autobuze, microbuze, precum și alte autovehicule de transport persoane sau mărfuri, vor fi oprite pentru control în aceste zile de polițiști rutieri. Activitățile sunt desfășurate simultan în toate statele membre ale Uniunii Europene. Pe parcursul săptămânii, Direcția Rutieră a Poliției Române va coordona la nivel național o nouă acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere, produse în special din cauza nerespectării normelor rutiere la conducătorii autovehiculelor de transport public de persoane, mai mare de 8+1 locuri și de transport de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Controlele polițiștilor vor avea în vedere respectarea de către șoferii profesioniști a vitezei legale, utilizarea centurilor de siguranță sau a dispozitivelor de retenție, funcționarea corespunzătoare a aparatului tahograf, respectarea perioadelor de conducere ori de odihnă, documentele obligatorii ale conducătorilor auto, ale vehiculelor, oricele ale operatorilor de transport. În ceea ce îi privește pe conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă, controlele vor viza și respectarea limitei maxime admise, a greutății mărfurilor sau fixarea corespunzătoare a acestora, precum și respectarea normelor privind transportul mărfurilor periculoase. Câte persoane aveți în picioare? Șase persoane, da? În câte locuri este prevăzut pentru voi? 20. Dumneavoastră aveți 26, da? Să vă rog să așteptați, veți fi sancționat, da? Acești copii sunt copii care au 5 ani și îi țin în brațe. Dați două semnate. Ce scuze? De ce luați persoane pe sine, în urmă? Să luați copilul jos, îi pun să fie cu mama. Ce scuze-mă? 435 de lei în 15 zile, da? Puteți să faceți contestație în termen de 15 zile la judecătoria Călare. O zi bună! Gata? 003.